Astra nu stă destul de bine la capitolul rezerve, având posturi neacoperite în cazul accidentării titularilor. Patronul echipei vizează unul dintre primele locuri la sfârșitul campionatului și spune că Astra are nevoie de 2 jucători de aceeași valoare pentru fiecare post. Cu 1-2 jucători cu foarte mare grijă aleși pentru posturile care noi considerăm că încă sunt deficitare, eu cred că Astra poate să facă o figură frumoasă în campionatul 2013-2014, adică să trage de unul dintre cele două locuri, primele două locuri, unul sau doi. Veți da drumul la vreun jucător? În funcție de oferte care le vom avea. Și în niciun caz la un jucător care pentru noi poate să fie, adică noi îl considerăm că este esențial și că nu avem un locuitor pe măsură. Deci trebuie să razăm ceea ce vreau de câțiva ani de zile. Pe fiecare post avem doi jucători de aceeași, cel puțin de aceeași valoare. Nu știu dacă este anul stelei sau nu este anul stelei, e important de ca meciul să se dispute corect, să nu mai fie influențate de rezultate influențate de arbitraj. Pentru că, din păcate, trebuie să spun, chiar dacă nu le place de la cei de la Steaua, foarte multe meciuri din acest campionat au fost influențate de arbitraj în cazul stelei și voi ați făcut statistica, presa. Eu sper să fie un campionat corect, disputat pe teren. Cine mai vrut să câștige? Nicolae a mai făcut referiri și la ultima partidă a Stelei, când Pandurii au cedat destul de ușor un punct, dar s-a referit și la arbitraj.